Viorica Dăncilă s-a dus la Mafia TV ieri seară și a demonstrat că PSD-ul, Mafia Corupților, au un interes în cazul Sorinei și că ei au parazitat emoția publică. Mă rog, a vorbit despre asta. Bineînțeles, procurorii sunt ținta procurorii care comit abuzuri, deci dacă au comis abuzuri în cazul Sorinei, au comis abuzuri și în cazul lui Dragnea și probabil în cazul lui Voiculescu și al lui Ghiță. Cunoașteți retorica și discursul. Și grupurile de postaci PSD și pe Facebook sunt foarte active în această direcție. Ce mi se pare mie uluitor? Mi se pare uluitor că această mafie condusă din pușcărie de Dragnea parazitează un caz care este legat de un copil și de adopție. Asta în condițiile în care Dragnea este la pușcărie pentru că a furat din banii orfanilor din Teleorman. Deci mi se pare incredibil cum oameni care. Sigur, nu discut de postacii PSD, discut de oamenii de bună credință care sunt atrași în vultoarea uh, acestui uh, subiect care s-au enervat teribil pe bună dreptate, pentru că scenele alea nu sunt ok cu copilul bruscat de procuroare, strict acele scene nu sunt ok și sper să existe o anchetă și consecințe. Uh, dar oameni care s-au enervat pe bună dreptate pe acel aspect, cum au fost atrași și acum, practic, mulți fără să conștientizeze, redistribuie punctaje pe care PSD-ul le aruncă în spațiul virtual, ajutând astfel o mafie condusă de un individ care a furat din banii orfanilor, dragii mei. Deci România este țara tuturor posibilităților în materie de manipulare. Tot la acest capitol vreau să mai remarc un aspect. Am văzut că foarte multe grupuri din cele care au susținut Coaliția pentru Familie, au sunt acum foarte puternic implicate, bineînțeles, fără să conștientizeze că de vreo 48 de ore sau chiar mai bine PSD-ul a confiscat și manipulează opinia publică în direcția dorită de ei. însă ce mă surprinde, mă surprinde pentru că eu știu foarte bine să spunem istoria acestor grupuri care au început să coaguleze cu un caz din Norvegia, când Uh, o familie de neoprotestanți a avut probleme cu autoritatea pentru protecția copilului, pentru că acel copil a spus la școală, atenție foarte mare, că uh, tatăl ei, din când în când, când se mai enervează, îi mai dă câte o palmă. Uh, în țările nordice, orice fel de agresiune împotriva copilului este imediat și agresiv uh, taxată și copilul este luat din familie. Deci, dacă părintele țipă mult la copil și aud vecinii, așa e legea acolo. Dacă e bine, dacă e rău, nu știu. Dar în țara respectivă, așa e legea. Când stai într-o țară, trebuie să respecti regulile țării respective. Acei oameni, atunci, ce vreau să vă scot în evidență, este un fenomen foarte interesant. Pentru că văd acum mulți oameni care sunt foarte înverșunați pe rețele sociale pentru că procuroarea a bruscat-o pe Sorina și e grav că a bruscat-o, deci nu discutăm acest aspect, dar aceiași oameni în scandalul cu autoritatea copilului din Norvegia, spuneau, domne, nu e o problemă că tatăl fetei de a copilului de acolo i-a mai dat niște pălmuțe. Că și în Biblie scrie că e bine din când în când să mai faci lucrul ăsta. Că unde dau părinții, crește. Adică aceiași oameni care astăzi sunt revoltați și fac pagini pe Facebook, fac grupuri, comentează împotriva agresiunii la adresa unui copil, atunci când Autoritatea pentru Protecția Copilului încerca să scoată un copil dintr-o familie pe acuza că părinții foloseau astfel de metode, justificau aceste metode. Asta pe mine mă lasă, mă lasă, mască pentru că nu înțeleg. Dacă atunci ai considerat că domne, e în regulă că părintele își lovește copiii și exagerat să fie luat copilul de la părinți pentru asta și ea sunt nebuni în Norvegia. Poate ori fi nebun, nu știu. Nu mă bag, n-am studiat problema cu Norvegia, dar am urmărit atunci acel caz și am susținut și atunci, ca și acum, că justiția trebuie să spună cuvântul. Și, până la urmă, dacă nu mă înșel, ei s-au judecat și justiția, până la urmă, a dat câștig de cauză părinților. La fel cum spun și acum, atenție. Eu nu justific uh, procurarea și acele scene violente. Nu, dar eu spun că s-a judecat acest caz, justiția a decis. Nu putem noi să știm mai bine decât judecătorii. Deci eu am aceeași poziție. De atunci și acum. Dar văd foarte mulți oameni care acum se declară revoltați pe chestiunea cu agresiunea, că nu e ok ca un copil să fie agresat, dar atunci justificau agresarea copilului. Deci eu nu înțeleg pe oamenii ăștia cum gândesc, dragii mei. Pur și simplu nu înțeleg cum gândesc acești oameni. Am mai observat un fenomen interesant. Toate pozele, fotografiile, documentele, așa zise documente din acest caz, sigur, oferite dintr-o direcție, de la asistenta maternală, care au circulat pe Facebook toată ziua ieri seara, ce să vezi, au fost prezentate la Gâdea. Asta este un alt aspect interesant al problemei. Și cred că din acest moment, după ce și pachetul general a prezentat filmul exact al adopției, cred că orice persoană care își dorește să judece rațional această situație are toate elementele necesare, dragii mei. Mai vreau pe final să fac o precizare, am moderat unele comentarii din două motive, la două lucruri m-am uitat când am moderat. Unu, am moderat comentariile care făceau referire la persoana mea, pentru că nu este ok. Noi comentăm aici cazul noi comentăm aici cazul uh, Sorinei uh, și despre asta vorbim. Nu e ok, pornind de la acest caz, să îmi adresez mie injurii, să mă acuzi că sunt plătit de nu știu cine, că uh, uh, nu mă interesează adevărul, că manipulez, că nu mai vorbesc de alte înjurături. Deci din start orice fel de comentariu care conținea referiri la adresa mea, că nu eu sunt în discuție, l-am moderat. De asemenea, am mai moderat și am mai triat comentariile care reproduceau în buclă punctajele și manipulările pe care le văd pe grupurile de psd Pentru că asta ne alterează nouă discuția. Eu nu pot să las acolo, vin câte 30 de postaci și pun 30 de comentarii cu același lucru. Asta ne alterează discuția, oameni buni. Asta este o tehnică de manipulare. Eu vreau să avem o discuție rațională și civilizată pe acest subiect, și de aceea încerc să păstrez curată zona de comentarii ca să fie discuția curată. Dragii mei, ce vreau să vă spun, urmăriți cele două comentarii pe care le-am făcut. Am spus destul de clar că nu este în regulă cum a acționat procuroarea. Am spus clar cum aș fi făcut eu dacă eram acolo. Am dat toate informațiile și toate elementele acestui caz. Oricine dorește să comenteze, poate să comenteze cum dorește, dar trebuie să vadă informațiile. Am văzut foarte multe comentarii, oameni care sunt prinsi în vultoarea emoției și manipulării creată de propaganda mafiei în jurul acestui subiect, care pur și simplu comentau și din comentarii lor se vedea clar că ei nu au, nu au... Asculta ce am spus eu, pentru că ei spuneau Moline, dar ce părere ai despre faptul că Procurarea a bruscat fata? Pe păi eu mi-am spus părerea, ce părere? Am. Nu este în regulă. Dar una este una, dragii mei, alta este alta este alta. De asemenea, vreau să le răspund tuturor celor care au venit să comenteze spunând Moline, mai dezamăgit, nu, pentru că i-am dezamăgit pentru că nu le-am spus ceea ce voiau ei să audă. Vreau să mai spun încă o dată asta, dragii mei, eu nu sunt aici ca să strâng like-uri și nu sunt aici nici ca să uh, spun minciuni și lucruri numai de dragul de am câștigat câștiga susținător, dragii mei. Nu, eu sunt aici ca să spun adevărul. Eu de asta am și ajuns în situația asta, nu fiind dat afară de la România Liberă, pentru că am refuzat să spun niște lucruri ca să fac pe placul unui patron, pe care îl chema Alexandra Adamescu eu nu pot să spun niște lucruri în care nu cred și care nu corespund cu ceea ce constat eu, ca jurnalist independent, cu propria mea judecată, numai ca să nu se supere niște oameni pentru că ei nu au ceea ce ar vrea ei să audă, dragii mei. Cu atât mai mult în astfel de momente, eu vă sunt util dumneavoastră, dragii mei. Pentru că atunci când dumneavoastră vă formați o convingere corectă pe un anumit subiect și eu vin doar să vă confirm că e corectă acea convingere, Sigur, îmi fac datoria mea de jurnalist independent, dar nu e mare lucru. Mare lucru este când dumneavoastră ați fost aduși în eroare și eu vin și vă explic o argumente. Domne, vezi că ai fost adus în eroare. Atunci eu vă sunt dumneavoastră util. Atunci dumneavoastră aveți nevoie de mine când este o mare campanie de manipulare și eu vin și vă arăt. Domne, uite, vezi că argumentul 1, 2, 3, 4. În cele două materiale de pe YouTube, pe care am să le pun în descrierea acestui text pentru Facebook. Sunt toate argumentele, oameni buni. Deci, înainte să se declare cineva dezamăgit de poziția mea, ar trebui să se uite la acele materiale cu atenție și va constata că, pur și simplu, informațiile în sine, nu opinii, informațiile duc către concluziile pe care eu le-am prezentat. Acest caz va evolua, dragii mei, după cum se prezintă el, intuiția îmi spune că va evolua. Intuiția îmi spune că va fi folosit pentru a se justifica funcționarea în continuare a acelei secții speciale de anchetare a procurorilor și judecătorilor. Este un caz pe care ei pot să construiască favorabilitate pentru activitatea acestei secții. Să așteptăm zilele următoare să vedem ce se întâmplă. Până acum avem bă, câteva informații certe. Și vă rog foarte mult, dragii mei, înainte de a comenta, vă rog mult, intrați și priviți cele două explicații video pe care le-am făcut. Le-am făcut la tablă. Am desenat, cum se spune. Adică, știți cum se spune? Vrei să-ți desenezi, Am desenat, dragii mei. Eu cred că este imposibil să fii un om de bună credință și să nu uh, înțelegi corect acest caz văzând acele informații.